Faceți deschidere în post. Ați auzit? O deschidere. Alarma de incendiu a fost dată după ce din Senin s-a oprit curentul electric. A luat foc din Senin, fără niciun fel de... Am avut impresia că plouă prima dată, s-a auzit răzgând. Am ieșit afară, flacără, haideți că arde, am luat tot, am dat ce am dat afară și restul a rămas. N-au ce să le facem. În momentul izbucnirii incendiului, în local se aflau doar muzicanții și patronul, care au ieșit imediat afară. Am văzut că flăcările erau ieșite deasupra aici, deasupra intrării principale, și care în decurs de 5 minute s-au extins pe toată suprafața hanului. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului cu 4 autospeciale cu apă și spumă. Intervenția a fost îngreunată din cauza lipsei de hidranți în zonă. Pagubele sunt însemnate. Pagube sunt cei aproximativ 500 de metri pătrați ai acoperișului și mansardei și la interior mobilier și aparatură electrocasnică. Cel mai probabil, focul a pornit de la un scurt circuit. Pentru că hanul nu are asigurare, proprietarul va trebui să scoată din buzunar numai puțin de 200.000 de euro, valoarea pagubelor.